Bună dimineața tuturor! Vă mulțumim foarte mult că sunteți prezenți la această conferință de presă organizată de către un grup de deputați din Parlamentul 1990, cei care în 1991, la 27 august, au votat independența Republicii Moldova. Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea care mi-au acordat-o ca să fiu moderator acestei conferințe, fiindcă oricine din cei care au votat independența ar putea să facă acest lucru și să prezint în fața dumneavoastră o declarație, menirea căreia este istorică, pentru că după 25 de ani vedem că tot mai mult și mai mult se încearcă a profana ideea independenței Republicii Moldova, se încearcă tot mai mult și mai mult a se spune că independența Republicii Moldova a căzut ca o pară mălăiață în gura moldovenilor și ei nu știu ce să facă cu ea. Pe mine de personal, toate aceste afirmații și argumentări din partea celor care nici nu au votat independența Republicii Moldova un pic mă deranjează. Mă deranjează, știți de ce? Nu personal mă deranjează, nu este vorba de persoana mea. Mă deranjează în numele celor care au luptat cu adevărat și au opus rezistență unui regim de ocupație sovietico-comunist. Mă deranjează aceste lucruri din punctul de vedere a celor zeci de mii de oameni care au fost înfometați și omorâți în foamete din 46-47. Mă deranjează din punctul de vedere a celor zeci de mii care au fost deportați de aici. Mă deranjează din punctul de vedere a mișcării de rezistență, fiindcă astăzi se continuă acea politică sovietică de a trece la index, de a trece în subteran, a cei care au rezistat. Astăzi nimeni nu știe despre Arcașul lui Ștefan. Astăzi nimeni nu știe despre tinerii de 14-15 ani din Bălți, de la școala de meserii care au arborat tricolorul în Bălți, în 1945. Astăzi nimeni nu știe despre Filimon Boghiu. Astăzi nimeni nu știe despre cei care au rezistat, cei care au fost încarcerați și deportați. Astăzi nimeni nu știe, nu-și amintește despre un Nicolae Costenco. Astăzi nimeni nu știe despre un Petru Cărare care a îndrăznit să scrie deci niște lucruri fundamentale în cartea sa Săgeți. Astăzi nimeni nu știe despre revolta din 1972, atunci când a fost în momentul lui Ștefan cel Mare, deci împins ca să nu fie mai în față decât monumentul lui Lenin. Toate aceste lucruri deci s-au făcut cu bun și se fac cu bună știință. De aceea vin în fața dumneavoastră pentru a reabilita anume acești oameni, aceste personalități și pentru a reabilita și a vedea, vreau să vă spunem noi ce a fost această independență, că în ultimă instanță votul pentru independență a fost cereașa de pe tort, iar tot acest tort a fost construit pe parcursul celor 50 de ani de ocupație. Să nu creadă cineva că aici în Basarabia nu a existat o mișcare de rezistență care a ținut aprinsă ideea, flacăra ideii naționale. De ce vin să dau citire aceste declarații, o să vă mânez și dumneavoastră această declarație. Declarația unui grup de deputați votanți ai declarației de independență a Republicii Moldova. Votul pentru independența Republicii Moldova din 27 august 1991 și scoaterea Basarabiei din Imperiul Sovietic a deschis calea spre revenirea în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Așa este scris în declarația de independență. Acest vot istoric i-a reabilitat pe toți cei care s-au opus regimului de ocupație, pe cei care au fost omorâți prin foamete organizată, pe cei care au fost deportați și nu s-au mai întors la baștină. Toți cei care au votat pentru la 27 august 1991 au fost la înălțimea timpului. Așteptările erau atât de mari încât nimeni nu s-a împotrivit voinței generale. Euforia victoriei însă s-a evaporat destul de repede, deoarece neocomuniștii, acoliții Imperiului Răului, au revenit în forță, readucând Republica Moldova pe orbita Moscovei, transformând-o într-o clonă rusească. Stimați cetățeni, constatăm că acțiunile clasei politice aflate la guvernare în perioada 94-2016, în contradicție cu interesul național, public și social, au dus la o deviere radicală de la principiile declarației de independență și ale Constituției Republicii Moldova. Astăzi, deasupra Republicii Moldova planează două mari pericole. Primul, cel intern, care vine de la clasa politică oligarhizată, și al doilea, cel extern, reprezentat de mercenarii Estului care vor să ne țină pe orbita Rusiei. Astfel constatăm următoarele. 1. Republica Moldova este un stat capturat de un clan politico-economic care și-a pregătit preluarea puterii pe parcursul a mai multor ani, folosind corupția și șantajul. 2. Republica Moldova nu mai este un stat de drept. Toate instituțiile de supraveghere sunt subordonate politic și execută legea selectiv sau la comandă. 3.
În Republica Moldova, sistemul democratic este aproape compromis. Principiul constituțional al separării puterilor în stat lipsește cu desăvârșire. 4. Spațiul mediatic informațional este monopolizat de către clanul politic de la guvernare în proporție de 80%. Acest fapt este un atentat la valorile supreme ale pluralismului politic, garantate de către Constituție și susținute de către normele de drept internațional. 5. Miliardul furat din rezervele băncii naționale a distrus în temelie sistemul financiar bancar. Aceasta a dus la devalorizarea monedei naționale, creșterea în lanța prețurilor, suprimarea business-ului și sărăcirea populației. Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova și instituțiile financiare internaționale au stopat finanțarea pe un termen nedeterminat. Crima comisă de către oligarhi este un atac direct la demnitatea umană, la drepturile și libertățile cetățenilor, la libera dezvoltare a personalității. Mai mult decât atât, miliardul furat este pus pe umerii cetățenilor și copiilor lor. 6. Cetățenii Republicii Moldova au luat drumul privilegiei, astfel că acasă au rămas mai puțin de jumătate din numărul total. Cu alte cuvinte, aceasta se numește genocid. Puterea legislativă, executivă și judecătorească, întregul sistem financiar, bancar și economic, sunt acaparate de către un grup restrâns de persoane, ceea ce conduce la concluzia că în Republica Moldova puterea de stat este uzurpată. În aceste condiții, viitorul european al Republicii Moldova este compromis, sistemul democratic este inexistent, iar șansele de recuperare a miliardului furat sunt nule. Sistemul oligarhic tinde să devină unul autocratic, de tip neomafiot, comunist, făcând uz de instrumentele de intoxicare și dezinformare de care dispune pentru a-și asigura controlul deplin asupra statului, cetățenilor, justiției și sistemului electoral controlat în totalitate. Concetățeni, la cei 25 de ani de la independența Republicii Moldova, ne vedem obligați de conștiința cetățenească și responsabilitatea care cade pe umerii noștri pentru votul din 27 august 1991, să batem alarma de mobilizare pentru a salva populația de la colapsul care se apropie cu pași rapizi. Totodată, declarăm că pe data de 27 august nu putem sta alături de cei care au dat foc declarației de independență. Au compromis viitorul european al Republicii Moldova. Au uzurpat puterea de stat. Au capturat și subordonat toate instituțiile statului. Au instaurat un guvern la miez de noapte, în care au încredere mai puțin de 10% din populație. Au furat $1 miliard și l-au pus pe umerii cetățenilor. Au declanșat un genocid împotriva propriului popor. Facem apel către toți colegii noștri, deputați, votanții declarații de independență, să se alăture aceste declarații și să-și păstreze acea verticalitate de care au dat dovadă la 27 august 1991. Noi am votat pentru popor. Ei votează împotriva poporului. Și deoarece nu aveți în declarații, dar este într-un singur exemplar, vă rog să notați și să reține aceste nume ale votanților declarației de independență care subscriu sub această declarație astăzi. Ordinea nu contează. Importanța pentru toți este aceeași. Subsemnatul Dolgăruc Valentin, Zgardan Vasile, Țăranu Anatol, Hadârcă Ion, Brânzan Nadejda, Năstase Vasile, Saule Aurel, Arseni Alexandru, Șaragov Anatol, Palii Ion, Rusu Mircea, Noroc Dumitru, Bratu Ilie, Șoimaru Vasile, Caranduc Boris, Zosim Bodiu, Țurcanu Ion, Tocan Victor, Ciobanu Gheorghe, Morar Nicolae. Sunt sigur că poate că ar fi semnat și alții, dar... Da, ei vor fi, deci, și alții care vor semna această declarație, pentru că majoritatea absolută sunt revoltați, majoritatea absolută și-au păstrat verticalitatea și acea demnitate de care au dat dovadă în acea luptă, în acea bătălie, când am scos Basarabia din Imperiul Sovietic, ca prim pas, când am adoptat însemnele naționale, cum ar fi tricolorul, imnul național, suveranitatea Republicii Moldova și alte simboluri care vorbesc despre demnitatea noastră aici.
Aceasta este declarația noastră. Dacă cineva din colegi vrea să adaugă ceva sau dumneavoastră, poate aveți întrebări și ulterior să demarăm așa, să aflați niște lucruri pe care nu le cunoașteți, pentru că despre independență și despre cei care au votat independența se vorbește odată la 25 de ani. Domnul Boris Caranduc, unul din votanții declarației de independență. Se întreabă de ce am ajuns la starea aceasta. Că doar până acum totul e clar, vorbit de toate. De ce s-a ajuns la așa ceva? Aici ne-am gândit așa, când analizând toată situația din 90 încoace. Noi am fost aleși atunci pe sectoare electorale. Noi suntem adevărații deputați a poporului. După aceea au apărut deputații partidilor. Nu trebuie să ne confundați unul cu altul. Astea sunt lucruri complet diferite. Și au început să-și facă legi, să schimbe totul în legile electorale, de organizare a societății, așa cum le-i aranjează pe ei. Și nu a fost niciun organ de deasupra, că nu era de comitet central sau alte organe sovietici care să-i ție în mână. Și s-au ajuns câte o leacă, dacă analizați toată legislația, s-au ajuns la haosul ăsta care este acum. Eu voi spune un lucru, că în afară de pentru ce a însemnat noi declarația de independență, e clar la toți. Dar cine aștepta dacă câștiga puciul de la Moscova? V-ați gândit cineva ce ar fi fost cu noi? Toți eram împușcați. Și noi am știut lucrul ăsta. Și am mers la asta. Noi, deputații poporului, nu a partidelor. Asta e categoric invers. Trebuie societatea să înțeleagă lucrul ăsta. Și apoi uitați-vă, am ajuns la o societate liberală. De la un sistem sovietic. Corupt, fără morală, de fapt. Morala era președintele de colhoz, a directorului de întreprindere, acela care dicta de sus. Dar societatea ce i-a spus, ce i-a făcea. Aduceți-vă aminte când cu cel la colhoz, pe dealul mare, cine fură, acela are. De acolo se începe toată mocirla aceasta. Pentru că la aceia le-au permis să fure un popșoi, de la ăștia, un tractor, un avion. Un miliard la urmă s-au ajuns. Iată la ce am ajuns noi. Lasă ăsta, las că poate. Cu lasă ăsta am ajuns la sapă de lemn. Oamenii cei care au plecat nu trebuie să-i osândim. De ce au plecat ei? Pentru că au văzut că nu-i niciun viitor. Și care mai înainte au plecat încă mai bine au câștigat. Personal pentru dânsul. Pentru că noi, ca popor, nu știm ce vrem astăzi. Ca popor. Gândiți-vă, știm noi ce vrem, care e ideea națională. Noi nu avem. De aici se începe totul. Până nu știi ce vrem, până societatea n-a putea controla situația care este în țară, la sapă de lemn ajungem. Eu vă spun, trebuie să începem să schimbăm tot sistemul electoral. Alegerea să fie prin, toți deputații să fie aleși prin sectoare electorale. 100 de partide, 1000 de partide, poporul trebuie să spui cine. Și după aceea, drepturile președintelui, el să propună primul ministru. Nu cine, iarăși partiduțele, trebuie să găsească persoană verticală care știe ce vrea. E foarte compus. Altfel noi nu ieșim din haosul ăsta. Uitați-vă, miniștrii care sunt, ei n-au idei de ramură. Sunt miniștri. Eu de două ori am refuzat, domnilor. Odată am refuzat să mă duc în 80 secretari a Comitetului Raional de Partid, că nu e lucrul meu. Și apă 90 lui Druck i-a refuzat să mă duc ministru, când el aduna acolo 36 de ministeri sovietice în unul. Că zic, ministerul ăsta ar screpi. Nu vă spălați, dar mă duc vice pe specialitate. Au trecut 7 luni, ministerul cel a crepat, s-a desfințat, că nu putea să-l gestioneze în sistemul celă care era. Și am devenit ministru. Dar cinstit, știindu-i locul. Uitați-vă, analizați. Miniștri, vice-miniștri care sunt acum, n-au idee ce aici fac. Dar alta, sistemul administrativ. Trebuie să mai facem încă vreo 20 de raioane ca să avem cum să influențăm, să prostim lumea să iasă la alegeri pentru unul sau pentru altul. Iată unde. Și tare adânc trebuie de săpat ca de scos tot lucrul ăsta. Și încă o dată trebuie de ales un președinte care să promulgheze numai acele legi care principiile astea le îndeplinesc. Spun că cine trebuie nou președinte? Măcar să controleze aparatul lui ce se urmărește în legile cutare sau cutare care se propun. Primeam proiecte de lege atunci când eram și deputat și ministru și urmăream, aha. Aici îmi pare că legea asta e făcută pentru acela, dar aici e pentru acela. Și atunci erau elemente de acestea. Nu credeți că nu era. Dar mi-amintesc că unele legi, păi,
câte un an de zile le treceam prin Parlament până nu ne convingeam că nu e ce. Și nu ridicam mâna până nu mă convingeam că așa trebuie să fie. Sigur, am spus trei șefi de partid că așa, toți ridică mâna, unde, ce e... Da, eu vă spun că aceștia sunt deputații partidelor, care apără interesele partidelor, dar nu a alegătorilor și a oamenilor din țară. Mulțumesc! Sigur că noi am putea să vă povestim foarte multe lucruri, dar astăzi este în prim plan această zi a independenței. Despre procesul legislativ, cum se derulează astăzi, despre faptul că proiectele de lege nici nu se examinează, sunt incluse ad hoc în ordine, sunt votate în două, trei lecturi, legea bugetului și așa mai departe. Legea bugetului adoptată de către guvern, nicăieri în lume, noi am făcut o conferință de presă anul trecut, când a fost adoptată legea bugetului pentru hotărârea de guvern a lui Gaborici, și am uitat, deci că a fost și asemenea prim-ministru în Republica Moldova. Dacă din cineva din colegi vreți să... Da, stimați prieteni, trebuie să recunosc că acum 25 de ani în urmă, la 27 august 1991, eu am trăit poate cele mai fericite clipe din viața mea, aveam cea mai mare bucurie și cu ochii deschiși eu visam atunci. Visam la un viitor prosper, liber, democrat, al statului Republica Moldova. Visam că oamenii vor trăi bine, liberi, fericiți, împreună, acasă, să-și construiască un viitor și al lor și a copiilor lor. Da, să văd cum... Uitați-vă că acum visul... Bine, m-am trezit din visul acela. Un vis frumos, m-am trezit într-o realitate extraordinar de tristă. Da, da. Sunt umilit, mă simt umilit, mă simt trist. Mai bine așa, mai bine. Și mai este și furie în mine. Ce poate fi mai prost pentru un popor atunci când ți este furată libertatea și drepturile tale? Astăzi Republica Moldova de fapt este un stat virtual, eu am mai spus de aceasta, un stat virtual pentru noi, pentru cetățeni. Și un stat adevărat pentru o huntă criminală care astăzi controlează din 2009 ajunse la putere și astăzi controlează totul ce este Republica Moldova. În mâinile lor este totul, Parlament, Guvern, Ministerul de Interne, Procuratură, Justiție, Fisc, Vamă, dați-mi o direcție din țară în care ei nu au captorat-o. Unica ce a mai rămas de capturat este Președinția Republicii Moldova. Eu sunt foarte trist astăzi. Sunt foarte trist pentru că copiii mei, nepoții mei sunt plecați peste hotare. Îmi este și trist și rușine în fața lor și în fața celorlalți cetățeni care astăzi nu se regăsesc în țara lor, alături de părinți, copii, buniei. Eu mă gândesc cu mare neliniște la viitorul nostru, viitorul cetățenilor. Pentru că astăzi nu se schimbă nimic, din rău în mai rău. Cum poți să te mândrești că ești cetățean Republicii Moldova, să te mândrești cu această sărbătoare, când această grupare ți-a furat miliarde de dolari, a alungat sute de mii de copii de cetățeni din țară, a capturat acest stat și își bate joc cum poate de toți cetățenii de acolo. Cum vrea, cum îi dorește mușchiul unui oligar. Noi sunt plini de furie, știți? Spun că am și furie. Furie de nepăsare, de lașitate, ticălușenie, trădarea unor lideri, unor oameni politici ai țării noastre, care în loc să lupte pentru a scoate acest stat din captivitate, să lupte pentru interesele acestui popor, pentru aceasta au fost votați, ei fac alianță cu acești criminali care ajung la putere. Ei se vând, cum spunea un coleg de-al meu, capuciocul de ceapă la piață. Corupție a atins maștaburi neimaginabile. Dați-mi eu un lucru în Moldova, dați-mi eu o ramură unde nu este corupția.
dați-mi învățământ, medicină, funcționare publici, Ministerul de Interne, peste tot este o corupție. S-a ajuns până la aceea că și Parlamentul a fost, prin corupere politică, a fost cumpărat cu sute de mii, cu milioane de dolari. Oare cum se simt acești deputați în fața alegătorilor? Dar vedeți că ei nu vin. Dacă și vin câte unul iese acum cu 15-20 de bodyguards și toți oamenii sunt controlați și puse acolo numai să știe a zâmbi și a face de acolo. Ei se tem de acest popor. Uitați-vă ca un exemplu ce vă spun acum, chiar astăzi venit în coace, vedeți că am întârziat la conferința aceasta de presă și știu că mulți colegi de dumneavoastră din presă au întârziat. Ce haos este în orașul Chișinău. Este o debandă totală. Aceasta se pregătește de sărbătoare. S-a anunțat că la sărbătoare vor fi mobilizați 5.500 de polițiști. Pentru ce trebuie nouă ca într-o sărbătoare, într-o sărbătoare să mobilizăm la atâta? De ce ni se teme această guvernare? Iată care sunt motivele și argumentele pentru care eu astăzi nu voi participa nici astăzi, nici următoarele zile, nici la o fel de manifestații sau paradă militară împreună cu această clasă politică trădătoare, lașă, coruptă până în măduva oaselor. Eu, cu colegii mei care vedeți în față, cunoaștem situația de acum. Noi o să luptăm și mai departe pentru a reveni la normal în acest stat. Va fi foarte greu. Noi vedem de acum. Noi vedem că noi, în loc să ne gândim ce să facem, cum să punem lucrurile pe făgașul normal, noi trebuie să răspundem. Suntem nevoiți la unele învinuiri, unele acuzații care se aduc împotriva celor care au luptat și luptă pentru a scoate acest stat din captivitate. Sunt 4 posturi de televiziune care astăzi murdăresc spațiu, dacă ar fi numai spațiu, murdăresc mințile oamenilor. Toarnă zoi dimineață până seara, în fiecare zi. De cine credeți? De niște slugi al acestor criminali plătiți. Vedeți că prin aceste exemple vă spun că se pierde demnitatea, onoarea. Oamenii încep să pierdă și simțul normal de omenire, de cinste și de acolo. Eu sper foarte mult că oamenii noștri se vor trezi. Dacă nu ne trezim, nici acum nu o să aibă cine mai departe sărbătorii, nici următoarele aniversări, nici nu mai avea cine popula această Republică. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Da, vreau să spun și câteva. Da, domnule Ivratu, vreau să vă spun, vreau să adaug aici ca să știți că printre corpul de deputați, printre deputații care au venit în 1990, au fost foarte mulți ai poporului, da, într-adevăr ai poporului și responsabili în fața poporului și în fața liderului de partid, au fost mulți oameni care au luptat. Vreau să trec în revistă. Eu nu o să dau nume aici pentru a nu... Nu știu cum să zic, pentru a nu crede, ca dumneavoastră să nu credeți că a venit cineva să-și lusurească imaginea. Au fost printre, aici chiar în sala aceasta, nu vreau să numesc aici în sala, sunt persoane care au editat foi volante, deci în perioada sovietică, împotriva regimului, care au fost urmăriți. Sunt persoane care au fost alungați de la facultate. Nu sunt aici în sală, deci. Sunt persoane care au fost marginalizați și alungați, deci, din funcție, din posturile pe care le ocupau și au fost lăsați șomeri. Sunt persoane, deci, care au luptat cu acel regim criminal, cum ar fi cu Demidenko, deci dumneavoastră nici nu știți cine e cel Demidenko, acel satrap care a fost procuror general al Republicii Moldova, deci dușmanul numărul 1 al limbii române, dușmanul numărul 1 al alfabetului latin. Sunt aici. Ei au fost mulți luptători în primul parlament. Mulți nu mai sunt printre noi. Au plecat în lumea celor drepți. Dar despre memoria lor nici nu se vorbește. Pentru că acest regim criminal nu are nevoie de această memorie. 25 de ani nu se vorbește nimic absolut despre valorile umane și despre valorile morale ale unei societăți. Vreau să vă spun că Ilibratul este unul din cei care a luptat permanent, deci, pentru emancipare și oamenii pentru... Oamenii simpli știau atunci și de atâta și i-au ales pe oamenii ăstea. Nu erau ascunși atunci. Parlamentul 90 a fost parlamentul calității, onoarei și demnității.
eliberată. Eu azi, la 25 de ani de așa zisă independență, nu am niciun motiv să mă bucur. Deși am semnat și am votat acea declarație de independență, astăzi pot spune, de fapt, ceea ce anticipam încă și pe atunci, că Republica Moldova nu are niciun viitor ca stat independent. Și deci, dacă îmi faci un bilanț, astăzi, după 25 de ani de independență, putem spune clar și răspicat. Experimentul de 25 de ani de așa zisă independența Republicii Moldova a eșuat în totalitate. Republica Moldova este un stat falimentar la toate capitolele. Este un stat eșuat. În primul rând, nu mai vorbesc de toate fără de legile care se întâmplă aici, dar în primul rând, din cauza că nu-și controlează întregul său teritoriu și frontierele. Așa cum au fost rușii aici, ne țineau sub ocupație, așa și acum continuă să mențină o parte din teritoriul Republicii Moldova sub ocupație. Fără dorință și fără vrerea noastră, fără să ne întrebe, fără consimțământul nostru. Deci un stat care nu-și controlează întregul său teritoriu și frontierele este un stat eșuat. Un asemenea stat niciodată nu va putea deveni partea Uniunii Europene. Cei care tot ne îndrugă povești de atâția ani că Republica Moldova ține cursul european, că Republica Moldova va deveni partea Uniunii Europene, spun minciuni. Deci însăși povestea despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ca stat independent este cea mai mare minciună și păcăleală pe care au promovat-o vreodată guvernații de pe malul Bâcului. Și atunci, dacă ne întoarcem la declarația de independență, în ea se conține, de fapt, și soluția. Fiindcă eu, și sper că nu numai eu, dar toți cei prezenți aici și majoritatea din colegii noștri din primul parlament au votat această declarație de independență ca un pas necesar de desprindere de Imperiul Sovietic, dar și ca un prim pas spre revenirea acasă, la sânul patriei mamă, spre lichidarea consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop. Această frază, că Republica Moldova este liberă să-și construiască prezentul și viitorul în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale, anume despre asta ne vorbește. Fiindcă care este acel spațiu istoric și etnic al devenirii noastre naționale, dacă nu România, în frontierile ei de până la ocupația sovietică din 1940? Iată soluția la toate problemele. Cineva de 25 de ani tot încearcă să facă din coadă de șopârlă șopârlă. Uite că Dumnezeu nu vrea. Republica Moldova niciodată nu va deveni un stat prosper, niciodată nu va deveni partea Uniunii Europene, mai mult decât atât, existența acestui stat artificial, acestei creaturi, a lui Stalin și Hitler, este echivalentă cu dispariția ființei naționale în aceste teritorii. Deci dacă rezumăm cea mai mare realizare, între ghilimele, a statului Republica Moldova independent, este faptul că ne dispare neamul, ne dispare ființa națională. Știți că sunt plecați deja 1.300.000 de concetățeni de ai noștri. În sate se închid școlile din lipsă de copii. Bătrânii mor, copiii nu se mai nasc. Deci avem semne evidente că ne pierde neamul. Păi ce facem? Continuăm să existăm ca stat independent spre bucuria celor care ne conduc? Că ăștia care ne guvernează azi, ei nu guvernează în interesele poporului, ci împotriva intereselor poporului. Aici s-a vorbit, tot timpul se vorbește despre asta. Dar lor le bine. Ei se complac în postura de independenți, fiindcă au pânea și cuțitul. Cine astăzi se împotrivește cel mai mult? Revenirea acasă, la normalitate. Și am rezolvat toate problemele. Guvernanții noștri. De ce? Din două motive. Unu, dacă ne-am unii, i-ar da pept cu DNA, ei toți sunt cu pușor pe botișor. Și doi, li s-ar lua țâța de la gură. Pierd treuca. Iată cine sunt principalii adversari ai reunirii cu patria noastră mamă, cu țara. De aici și toate problemele. Oricât ne-am zbate noi, din coadă de șopârlă, șopârlă nu poți face. Unica soluție este revenirea acasă, reunirea cu patria mamă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă țin lăsați
Ca să știți, în acel parlament Vasile Stase era cel mai tânăr deputat. Da, dar a fost unul din mari luptători acelor timpuri. Deci încercați să intrați un pic în istoria aceasta de 25 de ani și veți vedea deci, cele bătălii care se dădeau deci, la glasul națiunii acolo unde era în acele timpuri Vasile Stase. Mulțumesc, Antin. Eu aș vrea să continui ceea ce au spus colegii mei. Mă bucur că această declarație a fost semnată de mai mulți reprezentanți din primul parlament. Nu sunt toți, cu siguranță vor mai fi și alții. Mă bucur că marea majoritate a deputaților din primul parlament, și aici mă refer probabil la peste 90% din cei care mai sunt în viață, pentru că mulți au plecat din rândurile noastre, din păcate, cu mare regret, de persoane. Marea majoritate a deputaților din primul parlament generează acest spirit unic de condamnare a acestui fast pe care îl organizează puterea criminală de la Chișinău mâine. Din anumite surse pe care le-am auzit și astăzi, circa 28 de milioane de lei vor fi cheltuiți pentru circul lui Plahotniuc. Dacă ne referim la câteva cifre, vreau să vă spun că Republica Moldova este unicul stat din fostul spațiu sovietic care nu a ajuns nici măcar la PIB-ul din anul 1990. Este ceva de groază. Dacă în 1990 erau 4,5 milioane de cetățeni, astăzi au rămas 2 milioane, este adevărat că cecul lui Plahotniuc ne-a mai scos acum 1 milion de suflete moarte pe care vrea să ne le bage pe gât la alegerile prezidențiale și nu-i va merge acest lucru. Nu se poate, este inadmisibil așa ceva. Vom face toate demersurile către organizațiile internaționale să nu recunoască aceste alegeri în cazul în care aceste liste nu vor fi epurate, nu vor fi modificate. 1 milion de suflete moarte. Iată cine votează. Aduce expresia lui Stalin. Не важно как голосует, важно как считает. Da, nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Da, este adevărat. Chiar Stalin personal a spus acest dicton. Iată de ce... Nu, dar ei tot numără și numără de o habă de timp. Ei numără din 2009. Ceea ce vreau să zic este că în 2009, dacă vă amintiți, a ars declarația de independență. Ei zic că a ars, dar posibil că cineva o ține în captivitate așa cum... Este undeva. Da. Trebuie să spunem că, de fapt, nu doar acest stat, Republica Moldova, este capturat. Sunt capturați în ultimul timp, mă uit, chiar cetățenii sunt capturați. Uitați-vă la această campanie declanșată pe Facebook, pe rețelele de socializare, eu nu mă tem. Deci, o parte din oameni se simt închistați, se simt înfricoșați de acest căpcăun, de acest proxenet, de acest individ care a reușit prin mită, prin corupție, prin coruperea unor ticăloși care îl slujesc acum în continuare, să țină cetățenii aceștia în mocirlă, în acest dezmăț nemaipomenit. Nu se poate așa ceva. Și primii care trebuie să ridice fruntea, care trebuie să se ridice împotriva acestui regim criminal, din punctul meu de vedere, sunt deputații primului parlament. Sunt semnătarii declarației de independență. Mă bucur că există această solidaritate între noi, noi care am fost diferiți, cu viziuni diferite acolo, în fracțiuni diferite. Dar iată că acum... Și este corect să fie așa. Fiecare om are viziunea lui politică. Dar este important că acești oameni acum, într-un ceas de cumpănă al populației din Republica Moldova, au spus nu. Nu vor să stea alături de acești criminali. Nu vor să stea acolo la această paradă ticăloșită a lor. Pentru că, de fapt, nu este niciun fel de paradă. Este un fel de încercare a lui Plahotniuc de a-și arăta mușchi. Iar el nu are mușchi. Acest individ este, de fapt, o umbră a corupției, este o umbră a nimicniciei. Și indivizi de felul acesta vor fi aruncați la lada de gunoi a istoriei. Prin urmare, mâine noi ne vom întruni, de câte am înțeles colegii noștri de la Asociația Parlamentul 90, au decis ca mâine să ne întrunim pe Aleea Clasicilor, după care vom avea un program separat de cel al acestei guvernări criminale. Noi nu vrem, nu dorim și nu suntem de acord să fim alături de ei. Dar ne vom face programul nostru special și fiecare dintre noi va alege cum să protesteze împotriva ticăloșilor care au capturat un stat pe care noi atunci, în 1991, iată cu 25 de ani în urmă, fără o zi, l-am
l-am proclamat. Această independență, care a fost atunci o, cum să zic, o radiere de bucurie a întregului popor, oamenii au venit în piață, piața era plină de oameni, noi toți eram bucuroși pentru faptul că am reușit acest lucru în sfârșit. Iată că această independență este profanată total de acest regim criminal. Nu a mai rămas nimic din acele valori, nu a mai rămas nimic din acel spirit de bucurie populară. Nici declarație. Acum oamenii sunt puși pe drumuri. Nu avem nici declarație măcar. Bine, noi am restabilit. Oamenii sunt alungați din țară. Un asemenea exod, probabil că în perioada sovietică, în 46, pe timpul foametei, dacă exista, sau atunci când oamenii au fost în 41 și 49, când au fost deportați. Dar de asemenea proporții, exoduri de asemenea proporții, probabil că n-a existat niciodată și nici nu va mai exista. Să decimezi o jumătate din populația țării este pur și simplu o chestiune care nu poate avea niciun un grad de comparație. Prin urmare, pentru noi, deputații din primul parlament, ziua de mâine nu este o zi, nu este o sărbătoare, nu este un fast, nu este nici paradă, nu este nici bucurie. Pentru noi, mâine se va cânta marșul funerar al independenței. Mulțumesc, domnule Stasi. Dacă aveți întrebări, ca să vedem cum facem. Spuneți-ne, domnule Năstase, dacă aveți un program stabilit al zilei de mâine și în ce constă acesta? Din câte cunosc eu, cine știe? Da, eu știu un pic, așa mai neapărat, pentru că Asociația Parlamentul 90 are o conducere, are ideea care este mâine dimineață la orele 8:30 pe clasicilor, întâlnirea deputaților, depunerea florilor, dacă ne se va permite, nu știu când va veni rândul nostru. Dacă nu vor fi tancurile în fața mâinii. Foarte interesant că exact, eu spun, zic, mâine să fiu cu mătrie, dar fără copilul născut, adică fără deputații care au votat, de fapt, independența. Și aici Vasile Năstase a punctat perfect atunci când a spus că, de fapt, va fi o manifestare de forță, 5500 de polițiști în piață, aceasta nu este nimic altceva decât o protecție a oligarhiei, a unui regim dictatorial de propriul popor. După aceasta, de la Monumentul Ștefan cel Mare, vom merge la Genta Latină, acolo va fi un program unde va fi demonstrat un film despre vor fi discursuri, vor fi, deci, un filmuleț despre independența Republicii Moldova și după aceea va fi discuții libere, deci, între noi, cei care ne vom reîntâlni mâine în această zi istorică. Sigur că și pentru fiecare dintre noi, deci, acest zaț puturos, deci, care s-au străduit, deci, după 25 de ani, deci, să-l acumuleze toate aceste clanuri oligarhice, va avea o repercusiune, deci, foarte și foarte neplăcută. Dar noi, să fie limpede, deci nu cedăm și pe această cale vreau să fac un apel și să vă aduc la cunoștință că atunci în 1990-91, 89-88, foarte mulți ziariști, jurnaliști erau de partea poporului, erau de partea adevărului. Eu îmi amintesc acea campanie de colectare a semnăturilor pentru limba și alfabet latin, pentru limba română și alfabetul latin. Deci, într-adevăr, erau foarte puține posturi. Era postul național de televiziune, era postul de radio, deci erau câteva organe de presă. Dar toți erau de partea poporului, nu erau de partea puterii. Eu sunt foarte și foarte amărât astăzi când văd jurnaliști, ziariști, așa zis jurnaliști, ziariști, deci care s-au regimentat la carul tâlharilor, la carul oligarhilor, s-au înregimentat la carul celor mincinoși, celor care luptă cu propriul popor care au declanșat acest genocid. Eu nu știu cum ar trebui, ce apel ar trebui să facem la simțul moral, la simțul uman, ca acești oameni să se detașeze. Pentru că în fiecare seară mi-e milă de acești oameni, vă spun sincer, mi-e milă de acești jurnaliști și ziariști, deci, care fac acest lucru murdar. Pentru că în ultimă instanță ei vor rămâne în memoria colectivă ca niște oameni de nimic. Nu știu cum am putea, deci, să-i scoatem din această mocirlă. Dar de fiecare dată am repetat, fiecare dintre noi, indiferent unde ne aflăm astăzi, că suntem funcționari publici, suntem în sistemul judiciar, că suntem în sistemul fiscal, că suntem în sistemul de învățământ sau de medicină, că suntem în businessul privat, fiecare dintre noi trebuie să ia o decizie radicală, fundamentală. De partea cui suntem? De partea poporului sau de partea oligarhilor?
fiindcă astăzi bătălia se dă între popor și oligarhie și fiecare trebuie să decide de partea cui este. Alte întrebări? Dacă nu sunt întrebări, noi vă mulțumim foarte mult deci, pentru prezența dumneavoastră și să știți că aceasta este poziția oficială a deputaților din primul Parlament. Vă mulțumesc foarte mult. Cine dorește să aibă un...